Parlamentarii vechi și noi ai înselăjului își definitivează amplasamentul și componența cabinetelor parlamentare. Singura certitudine este că numărul acestora crește. Parlamentarii sălăjeni își organizează cabinetele parlamentare prin care păstrează legătura cu alegătorii. Cei doi PMP-ști nu intrați în Parlament vor să-și deschidă câte un cabinet parlamentar în fiecare din cele patru orașe ale județului. Potrivit lui Liviu Balin, președintele PMP Sălaj, ca deputat va deschide și va susține un cabinet parlamentar în orașul în care locuiește Jibou, precum și unul la Cehul Silvaniei. Colegul său, senatorul Vasile Cristian Lungu, urmează să deschidă cabinet parlamentar la Zaleu și Șimleu Silvaniei. Președintele PMP Sălaș spune că, deși vor susține fiecare câte două cabinete parlamentare, cele patru cabinete vor fi folosite de amândoi. Ceilalți patru parlamentari să lăjeni reale și își păstrează cabinetele parlamentare. Senatorul PSD Gheorghe Pop are un cabinet parlamentar în Zaleu și unul în Jibou. Colegul său de partid, deputatul Iuliu Nosa, susține un cabinet parlamentar la Zaleu și mai deschide cabinete secundare la Șimleu Silvanie, Gâlgău și Gârbou. Deputatul UDMR Sereșteneș are un cabinet parlamentar principal în Zaleu, pe strada Coșut plus alte cabinete secundare în Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Sărbători. Mășag. Deputatul PNL Lucian Bode are deschise două cabinete parlamentare. Cabinetul principal este la Zălău, la care se adaugă cel de la Șimleu Silvaniei. În plus, față de cele susținute de deputat la Zaleu, se va mai deschide un cabinet parlamentar susținut de deputatul Prahova Răzvan Prișcă. Un deschid cabinet parlamentar la Zaleu, plecând de la atașamentul meu față de colegii din Sălaj, eu fiind membru al organizației PNL Sălaj, a declarat Răzvan Prișcă parlamentar بين الالم